Cred că se, volumul de, pe care lansăm astăzi se situează într-un traseu început acum 3 ani, când am lansat Aleul Cuza, urmat apoi de monumentele municipiului Brăila și de acea mapă care fixează câteva trasee culturale în municipiu. Iată, acum ne întâlnim cu monumentele culturale județului Brăila. Pentru mine a fost o experiență mai mult decât interesantă, deoarece o parte din traseu l-am făcut alături de domnul profesor, contribuind puțin la partea iconografică. Și întotdeauna a fost o experiență interesantă. Cred că la un alt volum ar trebui și filmat. Pentru că este povestitul despre monument, despre zonă, este deosebit de interesant la domnul profesor. O să rog la începutul prezentării volumului pe doamna Ana Maria Vicol, critic de artă, expert al Ministerului Culturii pentru bunuri cu semnificație artistică și de asemenea, având ultimele lucrări, albumele Sorin Manolescu și Mimi Șaranga Maxi, să spună câteva cuvinte despre volumul pe care astăzi îl lansăm. Vă rog, doamna. În această împrejurare. Cartea domnului profesor Ioan Munteanu definește în cuvânt și imagine personalitatea culturală pentru o lungă listă de localități ale județului Brăila, prezentate în succesiune alfabetică. Această necesară fragmentare favorizează și lectura fragmentată. Albumul fotodocumentar va fi probabil rar citit cursiv, linear, ca o lectură obișnuită, dacă apoi fine. Totuși, experimentul merită făcut. La încheierea lui, secvențele de text și imagine, rânduite după criterii expuse ferm și urmate fără abatere, compun o imagine clară, explicabilă, logică și cu numeroase deschideri spre interpretări și conexiuni. Desigur, pentru fiecare experimentator va fi altfel, pentru că fiecare adaugă ceva, recrează, reflectându-se de sine. Dar nu este oare acesta semnul tuturor lecturilor bune? În ce mă privește, prelungirile lecturii și vederii albumului fotodocumentar Monumentele Culturale ale Județului Brăila s-au coagulat în jur la două puncte principale. Primul este timpul invocat în lucrare. Sunt câteva filii suprapuse. Cea mai veche este cea a timpului preistoric, constant prezent, ca o țesătură invizibilă, puternică, autoritară. O începătură, acordând stabilitate întregii construcții ulterioare. Construcția ulterioară este evident în zile. Începe abia spre jumătatea secolului al XVII-lea și mă interesează acum motivația. Între aceste două nivele de timp, s-ar putea crede că nu există nimic. Eroare. Acolo este durata, forma aceea de timp abstract pe care nu putem trăi, dar a cărei potențialitate nelimitată face lucrurile să existe. Felia de timp enunțată, deschisă în 1636, se închide în 1930. Ea este dominată de semnele concrete ale vieții omenești, nu sub forma ei zilnică, domestică, ci sub ceea ce o supra-solicită sau o absoarbe. Dominante sunt traumatismul social, războiul și aspirația spirituală. Din această felie de timp își extrage albumul fotodocumentar substanța concretă, pentru că memoria timpului s-a concentrat în forme și obiecte construite, în volume spațial. Mi se deschide astfel cel de-al doilea punct de interes, spațiul, locul în care datul natural și cel construit, produs al imaginarului românesc,
se întâlnesc. Se întâlnesc atât cât și cum permite genul locului, în amfibolica lui existență, gen protector, înger locuitor și potență care permite și favorizează intenția și actul constructiv al omului sau le stă împotrivă. Poate că de aici vine orientarea spațiului, cu toate cele pe care le poartă, către centru. Aici centrul este sau tinde să fie biserica, și nu doar ca loc geometric, ci și ca depozit preferențial de memorie. Aici se depuneau înscrisuri cu numele celor căzuți pe front. Monumentele comemorative, ca și mormintele eroilor, erau sau se dorea să fie aproape de biserică. Sau, cel puțin, se raportau la aceasta în felurite moduri, astfel încât să beneficieze de radiația de sacralitate a locului rezervat exclusiv actului religios. Conta și faptul că o astfel de situare promitea obținerea spațiului de singurătate, pe care valoarea culturală memorială l-a revendicat întotdeauna. Există în albumul fotodocumentar Monumentele Culturale ale Județului Brăila și un articol unic, special. Are de partea lui primordialitatea nealterată, potențialitatea dată de dincolo de timpurile biblice, integralitatea perfectă a naturii. Este insula mică a Brăilei. Articolul conduce, simetric, spre timpul preistoric, îl închide și îl lasă în urmă, accesând geologicul, amintindu-ne în mod acut că noi, acum și aici, suntem prezentul pe fața tot mai strântă a acestui pământ rănit și suprapopulat. Ultimele cuvinte sunt ale lui George Steiner. De fapt, asta ne spune întregul volum fotodocumentar Monumentele Culturale ale Județului Brăila. În fine, nu știu dacă volumul acesta are sau nu aproximații sau inadecvări. Eu nu le-am găsit. Dacă sunt, cu siguranță sunt minore, pentru că domnul profesor Ioan Munteanu navighează cu prestanță, rigoare și metodă printr-un volum enorm de informații cu care construiește imaginea flexibilă a Brăilei, locul care îi aparține și căruia îi aparține. Mulțumiri și inumerabile gânduri bune pentru acum și pentru viitor. Se cuvine totuși să aducem mulțumiri unui alt contributor foarte important al zonei iconografice a acestui volum. O parte din bisericile care sunt fotografiate și apar în acest volum au fost primate editate în anualul Arhiepiscopiei Dunării de Jos în 2016 și vreau să mulțumesc pentru protocol pentru sprijinul acordat de asemenea la Sfântului Părinte Dr. Casian Crăciun, care a binevoit să ne aprobe utilizarea lor și publicarea în acest volum. În continuare, aș dori să rog pe domnul profesor Constantin Toadre, profesor de istorie la Colegiul Economic Chiantica, publicist, și de asemenea cu ultimă realizare în Cabinet de Istorie Multimedia, să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte despre acest lucru. Mulțumesc. Aș dori să remarc faptul că lucrarea domnului profesor Ioan Munteanu, Monumentele Culturale ale Județului Brăila, așa cum s-a mai arătat, face parte dintr-o serie menită să scoată la lumină, să evidențieze patrimoniul brăilean. Acum, după reliefarea patrimoniului orașului Brăila, pe lucrările anterioare, a venit și rândul patrimoniului județului Brăila, un patrimoniu deosebit, oarecum eclipsat, să spunem, de oraș, mai puțin abordat până în prezent, dar nu mai puțin important. Este un merit deosebit, acela de a nu uita și județul, mai ales că, parcurgând lucrarea, vom descoperi valori extraordinare și lucruri pe care trebuie să le cunoaștem. În ceea ce privește
În momentul apariției trebuie să remarcăm faptul că lucrarea a apărut în anul centenarului, dar și în anul european al patrimoniului cultural. Lucrarea își propune să scoată la lumină, să evidențieze că monument, așa cum, cum arată și titlul, monumentele culturale, dar sfera de definiție a noțiunii de patrimoniu este mai largă. Se au în vedere monumentele de arheologie, arhitectură, de port public, memoriale și funerare, dar și cele legate de practicile sociale și meșteșugurile tradiționale, de patrimoniul natural. Trebuie să remarcăm faptul că documentarea a fost laborioasă, au fost avute în vedere surse de informare de primă mână, cum ar fi Registrul Arheologic Național, Lista Monumentelor Istorice, Repertoriul Arheologic Național. Spuneam, documentarea este realizată după toate regulile cercetării științifice. Un lucru deosebit îl remarcăm în structura lucrării, abordarea heraldicii. Sunt prezentate stemele localităților aprobate de Comisia Națională de Heraldică, Genealogie și Sigilografie, Academiei Române. Monumentele în funcție de modul în care ele sunt clasificate de interes local. De asemenea, bisericile, monumentele eroilor căzuți în războiul de independență și în cele două războaie mondiale, precum și patrimoniul natural. Este o organizare, să spunem, foarte bună, pentru că aduce în atenție toate elementele ținând, să spunem, de patrimoniu, care înseamnă identitatea, de fapt, brăileană. Și în această structură de prezentare, începând cu heraldica, continuând cu bisericile, noi trebuie să observăm nu doar materialul iconic, ci și faptul că avem explicații detaliate, îmbinându-se, să spunem, suportul științific cu poveștile, practic, monumentelor în cauză, semnificația, importanța lor. Trebuie să spunem că în activitatea de realizare a acestei lucrări, autorul, practic, a străbătut județul și, folosind o expresie a colegilor din domeniul arheologiei, a făcut adevărate săpături de salvare, a fotografiat și înregistrat foarte multe monumente. Între timp, ele au cunoscut anumite forme de degradare, dacă nu chiar unele dintre ele au și dispărut. Practic, memoria lor a fost salvată și, mai mult decât atât, monumentele nu sunt prezentate, să spunem, la un moment dat, ci în unele cazuri, în evoluția lor, așa cum arătau, să zicem, atunci când au fost realizate, sau acum 50-100 de ani, în perioada interbelică, cum arată astăzi. Unele dintre ele au fost refăcute, altele au rămas, să spunem, în diferite grade de ruină. Din acest punct de vedere, prezentarea istoricului acestor monumente și a semnificației importanței lor este extrem de important, pentru că o lucrare de acest tip, dacă se limitează doar la aspectul științific,
rămâne doar la nivelul unei precizi, unui sistem de precizie seacă, fără să strânească interesul decât cel mult al specialiștilor. Pentru cei mai puțin specializați, să zicem, în domeniul acesta de patrimoniu, ei vor avea ocazia să găsească foarte multe detalii, explicații, istoricul acestor monumente, lucru extrem de important din punct de vedere practic. Eu am în vedere și valorificarea acestei lucrări extrem de necesare în domeniul educației. Profesorii de istorie din județ au un instrument extraordinar în condițiile în care, din păcate, programele manuale sunt extrem, în acest moment, de vreo două decenii, de fapt, sunt extrem de deficitare. Se vorbește mult de importanța istoriei locale, dar se face extrem de puțin. Astfel că, practic, elevii județului și la orele de istorie vor avea posibilitatea să cunoască mai bine istoria localităților județului, să își formeze imagini cât mai limpezi despre trecutul care altfel, mai ales în condițiile actuale, tinde să intre într-o zonă așa de obscuritate. Demn de de remarcat este și faptul că autorul pune în evidență munca unor dascări din diferite localități care au reușit prin eforturi proprii să realizeze muzee și mi-aș permite să prezint câteva exemple. Profesorul de matematică Neculai Zotoi în comuna Bărăganu a înființat primul muzeu de etnografie într-o localitate din județul Brăila. Și a transformat practic propria locuință într-un adevărat muzeu cu piese de artă populară și obiecte vechi de sute de ani. Un alt exemplu îl constituie foarte bine pus la punct muzeul de istorie din orașul Ianca, realizat de profesorul Ioan Bărbuceanu. Un muzeu înființat în 1999, având patru secții, istorie locală, istoria militară a aviației brăilene, o secție de artă și o secție de etnografie, adică un muzeu complet structurat și este o inițiativă care merită lăudată, cunoscută, pentru că prin cunoașterea și protejarea patrimoniului, prin valorificarea lui, reușim să consolidăm, practic, identitatea noastră locală și națională. Reușim să realizăm ceea ce spuneam că nu se realizează, din păcate, în școlile noastre. E o dimensiune pierdută. Educația pentru patrimoniu. Educația pentru identitate și educația pentru patrimoniu lipsesc cu desăvârșire practic din curriculum atât al gimnaziului cât și al liceului la ora actuală. Trebuie să remarcăm și faptul că, așa cum spuneam, unele monumente au fost salvate, recondiționate, reconstituite și un astfel de exemplu este mănăstirea Titoria lui Matei Basarab de la Măxineni, acolo unde restaurarea s-a realizat într-o
operăm mai multe etape, din 2007 până în 2015, este un model de salvare și valorificare a patrimoniului, a unui obiectiv de maximă importanță pentru noi. Sunt și nu îmi face o deosebită plăcere, nu aș insista asupra acestor aspecte, și o serie de monumente lăsate în degradare, unele au fost recondiționate, refăcute, dar de o manieră chicioasă, să-i spun așa, elegant, ba chiar sunt și vandalizate, altele lăsate cu totul în ruină, Palatul Șuțu are puțin și este practic, după ce a rămas doar cu parterul, este în pragul distrugerii totale, mai sunt și astfel de exemple, încât ele sunt foarte bine prezentate aici și constituie semnale de alarmă pe care autoritățile și toți cei obligați să vegheze la protejarea patrimoniului ar trebui să acționeze. Este și această omenire importantă, nu numai să facem cunoscut tinerilor și tuturor celor interesați de istorie bogăția pe care o avem și care poate să dispară prin neglijență, prin ignoranță, prin rea voință, această bogăție trebuie protejată, trebuie valorificată și un astfel de pas important reprezintă această lucrare extrem de valoroasă, apărută, spuneam, și în condiții grafice, dacă veți studia, veți vedea, deosebite, am spus, foarte bine structurată din punct de vedere al aranjării logicii istorice a prezentării materialului. Nu mai vorbim de toate sunt puse în evidență, practic și evoluția istorică, sunt scoase în evidență momente importante care au avut un impact în istoria neamului românesc. Sunt prezentate vestigii, mărturii, tezaure, care arată că județul Brăila a reprezentat, a avut o istorie foarte importantă, demnă de a fi cunoscută. Sunt unele tezaure și mărturii din epoca, să zicem, antică, veche, de importanță națională, descoperiri care arată că încă din cele mai vechi timpuri județul a fost un centru important, o zonă importantă în evoluția poporului nostru. Îl felicit pe colegul și profesorul Ioan Munteanu pentru această lucrare, spuneam, extrem de importantă, atât pentru publicul larg, dar mai ales pentru tine și pentru autorități, pentru că vor găsi aici foarte multe elemente și poate cu această ocazie vor înțelege că au obligații pe care trebuie să și le îndeplinească. Îl felicit încă o dată pe domnul Ioan Munteanu și așteptăm în continuare și alte lucrări la fel de valoroase precum aceasta. Să sperăm că această serie va fi continuată pentru că avem nevoie, spuneam, atât iubitorii de istorie, cât și tineretul studios are nevoie de aceste cărți. Vă mulțumesc!
Pahom, Dr. Pahom, cu urmate de un profesor Corina. Thank you.
durere poartă steaua, când nimeni mai caut singura de post. În fioară noaptea rătăcim perdeaua, declarând duminici fără niciun rost. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar în duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând portând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Gândul meu întoarce amintiri uitate, hai spre duminică să plecăm îndoi. Va veni și ziua cea din tâi din toate, inventată parcă numai pentru noi. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar. Și de-ar fi când va fi iar în duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Împotând în timpul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar în duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Toți la împotând în timpul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar în duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Dar împotând în chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Acum îl rugăm pe domnul profesor Munteanu să spună de unde s-a făcut ceva despre experiența în acel moment. Domnulată asistență, doamnelor și domnișoarelor, domnului Lazaropan. Pentru că suntem în octava Cărăziță Femeilor, începând cu Idele lui Mars, vă rog să permiteți în cunoștință de cauză să vă amintesc butana în spatele oricărui bărbat de succes creantul femeii. Modest fiind, nu te duci cu Eva. După cum mă cunoașteți, dar e bine să vă reamintesc. Și chiar lăsând succesul pe din afară, îmi însușesc integral butada, urându-vă să conviețuiți, să vă găsiți prietenul, partenerul de succes. Ca o confirmare a butadei, o poveste reală. În 1980, după ce soția mea tipărise manualul de citire, pe plan național, 15 ani a funcționat, a fost utilizat. Prietenul și colegul Calotă mă tachina, adresându-mi se, cu cognomen, să zicem, soțul soției sale. Pe carte de vizită am imprimat câteva cuvinte aici. Cetățean de onoare al municipiului Brăila, 2006, Natus Brăilensis Urbis, de profesie brăilean, Ubi Brăila, Ibi Bene. E mult, e puțin. Conștient de dimensiunea exactă a personalității mele, prin tot ceea ce am făcut și fac, repetă profesiunea de credință a lui Panaitis Rache. Brăila îmi ajunge. E toată omenirea. Și e mult adevăr în această zicere, care derivă din calitatea noastră de oameni de la Dunăre și ca atare, prin curgerea ei, de cetățeni ai Universului. Pasiunea și dragostea pentru Brăila ne-au conservat ființa și mai ales iluzia propriei utilități.
Într-o susținere a acestei mărturisiri apelez iar un exemplu ilustru. La întrebarea de ce scrie, ne-am asumat de mult răspunsul lui Samuel Beckett. Genial prin laconism. Bon, passat. Numai de astea sunt bun. Și scriu nu pentru că am ceva de spus, ci pentru că vreau să spun ceva. Să răspund la întrebarea lui François Villon. Où sont René și Dantan? Traduse în auzi de Romulus Vulpescu, unde sunt zăpezile de înțeț? Și nu mă laud, deci laud la-i față, vrând a spune ceva despre măreția Brăilei de odinioară, am început prin a spune câte ceva acum 50 de ani. În 1968, când la sărbătorirea 600 de ani de atestarea Brăilei, debutam în publicistica locală, în ziarul înainte, cum se spunea, cu două articole, Jean Louis Cara, 1775, consemnat pe o istorie evenimente date despre Brăila și George Niculescu cu Basu. Fericit că am descoperit această istorie. Până zilele trecute mai trăiau trei dintre publiciști din 1968. Dr. Nicolae Bărescu s-a stins între timp și dr. Nicolae Cuceu, directorul Arhivelor Statelor Naționale. Celor 600 de ani, deci, le dedicasem două articole. Azi, celor 650 de ani, patru cărți. Două lansate pe 10 august, ziua nașterii registrate, itinerar brăilean, Chila Chilalina, antologia a născutei balade populare brăilene. Și în 2019, încă două, care datorită problemelor tipografice apar cu întârziere, ele având pe copertă însă în 2018. Astăzi, monumentele culturale ale județului. Și în mai, pe urmele vechilor conace brăilene. Aș putea spune chiar 5, dacă includ aici și o altă filă din istoria Brăilei, Cimitirul Sfântul Constantin, pe care l-am lansat în ianuarie 2018. În total, 34 de volume. Astfel încât, încet, încet, cele 34 de volume s-au constituit într-o operă. Într-un început de operă. Dacă v-aș enumera subiectele care mă bântuie. Pentru că e multă amintire în acest oraș, pe care, în calitate de urbanist amator, l-am descris și îl descriu în casele lui, multe dezghiocheate, până la realitatea, până la calitatea de cămin, adică acele case în care au avut loc nașteri și decese. Case cu număr par sau impar și cartierele lui, descoperind după înlăturarea straturilor de val, istoria lor mai săracă sau mai bogată. Revenind la oile noastre, anul întâi, să menționez Aleul Cuza și alte monumentele istorice ale orașului Brăila, realizate în cadrul unor proiecte inițiate de Asociația Bibliotecarilor, filiala Brăila, încheiat astăzi prin monumentele culturale ale județului, care împreună cu cele două constituie un ciclu a cărui apariție, mă refer la ultimul volum, este datorată exclusiv Bibliotecii Județene Brăila, care a înscris albumul în planul pe 2018 cu prețul restrângerii sau sacrificării altor lucrări. De care mulțumesc încă o dată Comisiei Bibliotecii, domnului Dragoș Neagu, director, cu care am răscolit județul de la un capăt la altul pentru încrederea acordată. Serie valoroasă și prin conținut, dar și ca realizare tipografică unicat la nivelul Brăilei. Primele două fiind istorie ilustrate, iar a treia un album fotodocumentar. Așadar, monumentele culturale ale județului. Deoarece anul 2018, desemnat drept anul european al patrimoniului cultural, ne invită să celebrăm diversitatea patrimoniului nostru cultural, dar și să consolidăm sentimentul de apartenență
la un spațiu european comun. Lucrarea se înscrie într-o suită de, începând de lucrări dedicate județului, începând cu monumentele județului din 1977, autori Ana Maria Vicoș și Dorian Anastasiu, o altă monografie din 2009 pe care o semnase eu, așezările rurale brăilene, aparținând de familiei Steluța Carmen Dan și Ilie Caravan, 2010, și albumului Județului Brăila, din 2006, realizat de un alt colectiv de specialiști din cadrul Muzeului Brăilei, la inițiativa domnului Gheorghe Bunăstancu, președintele Consiliului Județean, atunci, ca un omagiu pentru 525 de ani de existență a județului, căruia îi rezerva 86 de pagini din cele 176 ani de putere. Conformându-mă viziunii integratoare a deciziei UE, am lărgit sfera cercetării, nemai limitându-mă la formele clasice și clasicizate ale monumentelor, așa cum apar în lista monumentelor istorice din decembrie 2015. Pornind de la sugestia albumului din 2006, am inserat în articolele dedicate comunelor temele acestora, la nivelul propunerilor din acela, dar și cele noi aprobate de Comisia de Heraldică a Academiei Române, începând cu anul 2014 și sancționate prin hotărâri de guvern, din care am reprodus nu doar desenul, ci și descrierea stemei și semnificația elementelor componente, moment inițiatic în lumea heraldicii, fiind auxiliară a istoriei. Pentru a le înțelege, s-ar fi cuvenit, poate, o succintă prezentare a heraldicii, începând cu blajoanele din vremea cruciadelor, când atunci apar, și până la acelea ale statelor, unde întâlnim animalele emblematice ale evangheliștilor, pe care iconoclastul Tudor Ghezi le refuza, scriindu-și versurile din flori de mucigai, cu puterile neajutate nici de taurul, nici de leul, nici de vulturul, așa accentul în cel poezia, care au lucrat împrejurul lui Luca, lui Marcu și lui Matei. Și ne-am fi oprit în prezentarea aceasta succintă la cele mai vizitate figuri ale blazonului din zona Gărăgamului nostru. Și atunci am vorbit și despre cal, despre vitea vine, despre care soarele stejar și altele. Din cezarului ce este al cezarului, am prezentat apoi monumentele clasificate din 2015, între care monumentele arheologice sunt pe primul loc. Am adăugat acestora datele incluse în repertoriul arheologic național. Descoperim astfel locuirea Bărăganului Brăilean din preistorie, culturile Boian și Cernavodă, Neoliticului, urmându-i apoi epoca bronzului, începutul celei a fierului din secolele 13-10, apoi antichitatea cetodacică, remarcabilul număr de tumuri, distruși de vreme și de vremuri. Și de oameni. Se poate merge chiar până la descrierea patrimoniului geologic. Foarte important. Deoarece Câmpia Brăilei este cea mai nouă zonă a teritoriului țării. În Holocen, nivelul Mării Negre se ridicase cu 4-5 metri. Un golf al Mării Negre se afla la Galați, iar balta Brăilei era o delta interioară. Iar o altă baltă trecea prin mijlocul Bărăganului. În aceste împărății ale apelor, pe măsura retragerii apelor, au pătruns stilul de Boian Giulești, la începutul existenței lor culturale. Monumentele arheologice, consemnate aproape epigrafic, atestă locuirea spațiului bărăgănean de către timpul de Boian Giulești, datate în Eneoliticul timpuriu, circa 5200-4600, calibrat Before Christ, abreviere însemnând de radioactivitate, datarea cu radioacarbon, 14, calibrat înainte de Hristos. Prezența acestor date arată că Bărăganul n-a fost un loc pustiu, așa cum l-am cunoscut și noi, la un moment dat, din literatura lui Odobescu sau Panai Pistratei, teritoriul care a fost colonizat în secolul XIX și mai ales după primul război mondial de deleni.
Urmând cursul istoriei, am inclus bisericile fundate înainte de primul război mondial. După cum le-am văzut pe teren și după cum le-am aflat din cărțile treacucernicilor părinți, Constantinescu Angel, nu-i fac un CV aici, care fusese cu studii la Strasburg, fusese copist la Cancelarea Eparhială din Galați și folosise timpul acesta extraordinar, astfel că în 1906 publicase monografia Sfintei Episcopii a Dumnezeu de Jos. Acestuia, altă lucrare cu Vericentului, Părinte Ilie Dedicescu, protoierul a Brăilei, cu lucrarea sa privire asupra bisericii române a orașului și județului Brăila. Ambele lucrări sunt de la 1906. De atunci, și aici aflăm noi că aceste biserici continuau pe altele, de la 1800 și ceva, 1820, dar erau construite din materiale ușoare, din scânduri, din chipurile și din ceamuri, din materialele care se folosește astăzi. Multe dintre acestea sunt mai vechi decât cele din Brăila. Șuțul 1842, la Curiești 1846. Sau la fel de vechi, datând din deceniul 6 al veacului al 19-lea, contemporane, deci cu Sfântul Nicolae, mă refer la biserica reclădită după incendiul din deceniul 4, Sfântul Gheorghe și Sfântul Constantin. Doar câteva sunt după primul război mondial, reclădite fiind după distrugerea lor în timpul războiului. Se mantină doar una dintre acestea, Sfântul Ierarh Nicolae și Duminica Sfinților Români din Filipești. Distrusă la 13 decembrie 1916, în urma luptelor crâncine din jurul ei, folosite ca punct de observație de către trupele române, fapt ce a atras după sine bombardarea și distrugerea ei, ca și întregului sat sacrificat de armata română, aflată în retragere din Moldova, spre Moldova, și să reamintim că peste 10 zile germanii intrau în Brăila. Având în vedere anul apariției celor două lucrări în 1906 pe baza simbolicilor care s-au întocmit la îndemnul în noaptea Sfințitului Casian al Dunării, eu însumi am recomandat publicarea a două dintre acestea, Ciubotarul de la Romană și Gardul de la Sfântul Antonie de Brăila, se cade a se întocmi o nouă istorie în care se prezinte clar situația din Raia, din fosta Raia și din restul Raialei care aparținut și altul județ în temeiată. Urmează apoi, firesc, monumentele eroilor. Monumentele eroilor care au intrat în atenția cercetătorilor în ultima perioadă, au fost inventariate de câte știu de către Direcția de Cultură în 2018. Domnul colonel Giurgea de la Cultul Eroilor intenționa să scoată un volum, în orice caz își le prezintă în numeroase expoziții. Ultima a fost lansată cu ocazia Zilei Brăilei, Zilei Brăilei. Și mai de curând, proaspăt, volumul lucrarea doamnei Irana Irina. Eu nu prezint doar monumente, nu fac doar iconografic. Monumentele nu sunt prezentate doar ca imagine, prin catapeteasmă și biserică. Pardon, scuze. Am uitat să menționez atunci că din manualul eparhiei s-a preluat iconostasul, imaginea iconostasului și a bisericii în sine. Deci, vreau să amintesc doar două situații cu privire la aceste monumente care la mine există, într alte părți nu există. De exemplu, în cazul satului Vădem, pe care mulți dintre noi îl parcurg, mergând în parcul acela, strada Emilia Dumitrescu, văd un monument pe un soclu imens cu un vulcru.
nu poți să mai știi de ce Iisus a coronat. Și pune în paralel această imagine cu cea anterioară, undeva un socru modest și cu vântul la locul lui echilibrat. Sau la surdirea greșii despre care s-a scris acum, s-a descoperit la temelia monumentului care este supus restaurării acum și mutării într-o zonă mai circulată, dar foarte aproape, cam 50 de metri, dar se dă fotografia peste tot, în aceste situații, se dă fotografia cea de astăzi. O dau și eu, dar mai menționez că vultul lui, vultul a rămas fără aripi, retezată de curgerea vremelor și nepăsarea oamenilor. Cam așa ceva vom găsi despre bisericile acestea, despre biserici, despre monumente, lucruri, unele știute, altele mai puțin știute. Urmează alte monumente, cu caracter etnografic, cele aparținând patrimoniului natural, consemnate la comună respective și în loc deosebit am rezervat bălții mici, care doamna Maria Nicolea a găsit o explicație din plasare foarte ingenioasă. Și ca la fiecare lansare, anunț titlul viitoare cărți, cu precizarea că nu mă fie nici concurență. Datorită întârzierii apariției, lucrarea momentele culturale, viitoarea lucrare, tot în regie proprie, ca și Cimitesul Constantin, a ieșit deja de sub tipar, pe urmele vechilor colace brăilene și va fi lansată în luna mai. Următoarea în aceste condiții, în aceste împrejurări, este Teatrul Maria Filotu, decenul al șaptelea, 2009-2019, pe care lucrăm de greu acum, continuarea celei din 2009, când va împlini 60 de ani, monografia avea 600 de pagini, a 4. Deci lucrăm sub comanda de la UTMR. Trebuie și să închei. Un prieten mai mucalit, auzindu-mă proiectele, m-a întrebat dacă nu cumva Dumnezeu râde de pandemie. Sunt convins că nu avea dreptate, deși cursul vieții ne este un dat. De aceea v-aș propune să facem un exercițiu de chiromanție, practicat de fiecare la un moment dat, fie și în prezența sigancilor, care ne invitau să ne dăm mâna să ne citească linia vieții în linia. Ați uitat? V-ați uitat și vă mai uităm, da? Indiferent de ce vedem, răspunsul este următorul. Nu în palma mea, ci în palma ta e scrisă, Doamne, linia vieții mele. Și mai cred că patria binecuvântează pe cel ce face și blastemă pe cel ce strică.